La început a fost berbecul. Salutare din astral, sunt eu, fata cu zodiile, și astăzi e o ediție specială pentru cei din zodia berbec. Din 21 martie până pe 20 aprilie, berbecul încinge atmosfera și se distrează la propria petrecere. Berbecul a apărut prima dată ca simbol în Egiptul antic și reprezenta capul zeului Amun, zeul Amun fiind conducătorul tuturor zeilor. Element zodiacal, foc, lachete, cifra norocoasă, 7, piatra prețioasă, rubinul, culoarea potrivită, roșu, ziua norocoasă, marți. Meserii indicate pentru cei din zodia berbec: babysitter pentru struți, mulgător de șerpi, culegător de viermi, bunică de împrumut și săltător pe saltele. Da, știu, așa sunt berbecii, mai neobișnuiți. Dintre toate cele trei semne de foc, berbec, leu și săgetător, berbecul are cea mai puternică forță și multă energie. Îi plac situațiile complicate, competiția, și nimic nu-i stă în cale pentru a obține victoria. Ce face un berbec când nu le răspunzi la telefon? Dă cu el de pereți, pentru că au trecut deja 3 secunde de când ți-au scris un mesaj. Pe bune, cine doarme la ora 3 dimineața? Cât de paranoic e un berbec? Adică, în afară de propria umbră și tot ce mișcă în întuneric, nu îi sperie absolut nimic. Cum se relaxează un nativ din zodia berbec? Cu greu. Atunci când te place un nativ din zodia berbec, acesta te va lua peste picior non-stop. Dacă vorbim de dragoste, pentru berbec, aceasta se întâmplă de mai multe ori într-o singură zi, de fiecare dată cu altcineva. Oh, yes, that's me. They call me Chuck. Și frișcă de pe căpșuni. Compatibilitatea zodiei berbec cu celelalte zodii. Compatibilitate pasională, berbec, leu și săgetător. Compatibilitate incitantă, gemeni, balanță și vărsător. Compatibilitate dificilă, rac, pești și scorpion. Compatibilitate imposibilă, taur, capricorn și fecioară. Ca un berbec dominant ce ești, nu uita, tu nu ai niciodată regrete. Dar deci, asta e ultima ediție din Fata cu zodiile, pentru că suntem încă cu mintea că sunt doar 12 zodii. Ce vrei să le spui la oameni? Tot ce am făcut noi aici timp de un an a fost frumos. Și nu a fost cu nicio intenție de a vă impune să credeți în zodii sau ceva de genul, dar să credeți în voi și să râdeți un pic cu noi, pentru că noi ne-am distrat, noi practic asta am făcut aici, ne-am distrat. Hai, ieși din cadru, gata. Nu vreau. Hai, ieși. De ce? Hai, că astăzi fii sfârșitul. Nu vreau.